Și ne întoarcem la colega noastră, Mădălina Ignat. Este greu să transmiți cu astfel de echipament pe tine. Gândiți-vă la medicii care stau 8-12 ore. Așadar, Mădălina, te ascultăm. Bun găsit! Este dezastru ceea ce se întâmplă în momentul din față în spitalele din țara noastră. Știm deja care este numărul de pacienți infectați cu coronavirus. Secțiile de terapie intensivă, de asemenea, știm că sunt pline și medicii fac eforturi supraomenești pentru ca oamenii să fie salvați. Suntem în momentul de față la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din Capitală și ne aflăm în zona în care oamenii sunt primiți, aici unde le sunt făcute evaluări, unde le sunt făcute din nou teste pentru a vedea medicii dacă cei care vin, spre exemplu, de acasă cu teste pozitive de coronavirus rămân în continuare pozitivi sau sunt negative testele. Oameni care au nevoie de oxigen și, cum spuneam mai devreme, din cauza faptului că nu mai sunt locuri pe secțiile de terapie intensivă, sunt nevoiți să aștepte aici pe holuri, intubați. Vă arată colegul meu în aceste momente în imagini cum oamenii sunt nevoiți să aștepte cu aceste butelii, cu aceste tuburi de oxigen pentru a putea fi transferați mai departe de aici, de la Marius Nasta, de unde ne aflăm noi în acest moment. Trebuie să vă spun că oamenii așteaptă să fie transferați la alte spitale din capitală, oameni care așteaptă, spre exemplu, să fie duși la Spitalul Modular din Pipera, care înțelegem că va deveni funcțional din această seară. Oameni care spuneam că așteaptă o șansă pentru a fi tratați de medici și până în momentul acesta ceea ce pot face medicii, pentru că sunt supra-solicitați aici, este ca aceștia să fie tratați pe holurile spitalului.